Bună dimineața din Macao! Astăzi o să vă luăm cu noi la o plimbare pe la cele mai faimoase cazinouri și hoteluri din regiune și o să începem acest vlog în zona insulară a orașului. Zona aceasta în care ne aflăm acum se numește Koh Tai. Înainte aici era ocean. A apărut ca urmare a unui proiect de dezvoltare de la Las Vegas Sands, cei care sunt gen a treia, cea mai mare companie de dezvoltare de cazinouri și hoteluri. Aici au construit, practic, au adus pământ din estuarul râului Perla și au construit un mare resort de hoteluri. Avem în spate Londonier, în partea aceasta este City of Dreams, care e un fel de mall. Peste stradă de noi avem Venetian, care este faimosul hotel care are o zonă care seamănă cu canalele Veneției. Și în spate este The Parisian, care are, ghiciți ce? Exact, un tur de fel. Așa că astăzi o să le luăm la rând și o să ne plimbăm un pic să vedem cum sunt și ce au reușit oamenii ăștia să facă aici. Și o să începem chiar de la acest Big Ben din Londra, care e construit lângă hotel. Dar pe lângă el au zonele acestea care seamănă cu o grădină din Londra. Au clădirile astea cu arhitectură barocă, presupun, sau gotică, nici nu știu ce naiba e asta. Probabil gotică după înfloriturile de la ferestre, dar e fantastic. Aceasta de aici este intrarea în hotel. La fel este făcută ca o, nici nu știu, cred că seamănă mai mult cu o gară din Londra. Arată incredibil de frumos și foarte contrastant cu clădirea din spate, care e mult mai modernă. E fantastic. Și aici au o clădire care are un dita mai ecranul. Iar în spate, în partea asta, aici se vede un pic dintr-un turn Eiffel. O să ajungem și acolo imediat. Tot proiectul ăsta de cazinori a fost inițiat relativ recent, în anul 2006. În 2008 s-au oprit temporar așa lucrările la toate clădirile din zonă din cauza crizei financiare de atunci, dar au fost reluate și au reușit să facă niște chestii absolut incredibile oamenii aici. E complet diferit față de tot ce am văzut noi până acum în Asia. Și ca idee, lucrul ăsta se întâmplă pentru că în Macau, industria jocurilor de noroc este de 7 ori mai mare decât cea din Las Vegas, deși cazinourile nu sunt atât de impunătoare ca cele din Las Vegas și nici atât de mari și nici atât de multe. Dar simplu fapt că ei câștigă de 7, aici se câștigă, sau mai bine să zic, cazinourile câștigă de 7 ori mai mult decât cele din Las Vegas, mi s-a părut incredibil. Aici în mijloc au această fântână care este o replică a celei din Piccadilly Circus și cam așa arată toată clădirea înăuntru, e fantastică. În partea aceea acolo este casino, acolo nu o să intrăm că nu avem voie să filmăm. Aici au un restaurant care se numește Churchill Stable. Dixie aici, fără chef de viață astăzi. Toată chestia, deci e absolut fabuloasă și au ușile astea care sunt automate, se deschid când te apropii de ele, ne gândeam să mergem și noi să le deschidem pe toate și după aia să fugim. În partea aia o recepție, au un brăduț împodobit. Doamne, deci e incredibil de frumos, nu vă puteți imagina cât de impresionante sunt toate chestiile astea. Sunt foarte mari, sunt foarte luxoase și imită foarte bine tot ce avem în Europa. Au și o replică a statuii reginei Elisabeta. Aici au plăcuțe din acesta pe care scrie efectiv ceva din istoria exponatului, să o numesc așa. Chiar pe lângă statuie au zona de magazine și restaurante care arată exact la fel ca un colț de stradă din Londra. Căsuțe frumoase și în partea aceea se întinde o grămadă de magazine. Și vitrinele sunt fix din poveste. E incredibil. Deci, efectiv, ce au putut să facă oamenii aici este incredibil. O să petrecem probabil o zi întreagă doar plimbându-ne prin cazinouri. Un magazin de artă și în locul tablourilor sunt display-uri și se plimbă exponatele dintr-un tablou în altul. Deci, fabulos. Și acolo au ceva care se deschide. Sunt minunat făcute chestiile astea. Deci nu pot să vă imaginați ce aici. Au și intrarea asta care seamănă cu un oficiu poștar în care, deci, nu, suntem impresionați, n-am ce să zic, nici nu știu ce să zic, suntem fără cuvinte. Au scrisori aici puse și un ceas, deci, nu, e fabulos, este fabulos. Și așa, Bristol, Sheffield, Liverpool au numele orașelor din UK, minunat.
zona de mall arată așa. Au stâlpii aceștia cu străzile și cele mai importante obiective, să zic, din hotel sau diverse zone din hotel. Au scărulante, magazine de lux la parter. Și aici am văzut, mi-a arătat Dixie. Fiecare zonă se numește diferit în funcție de o altă personalitate din UK importantă. Aici este Agatha Christie, în partea cealaltă, aici, unde se văd aceste două coloane, e Charles Darwin. Și sus au un iluminator fabulos și nu se vede că e supraexpus, dar aici se zărește hotelul. Fantastic! Și da, sunt numai magazine de genul ăsta pe aici. Am ajuns la recepția de la Sheraton, care arată ca un teatru. E ceva, nu știu, nu, sunt fără cuvinte astăzi. Au o caleașcă aici, în mijloc, care înăuntru are un ecran pe care rulează niște reclame. E fabulos. Nu am cuvinte. Și sus, acolo, la primul etaj, am văzut că-s magazin. Deci toate chestiile astea pe care vi le-am arătat până acum sunt la parterul hotelului sau cazinoului Londonier. Și se mai continuă încă, ăsta nu e tot. Partea din spate, efectiv tot ce este în spatele meu, sunt cazinouri. E fabulos. Abia aștept să le vedem și pe celelalte, să vedem cum sunt. Au ridicat destul de sus standardele. Pe strada aceea din spate de care vă ziceam, am găsit fântânii arteziene și undeva acolo au un autobuz din acela londonez. Am prins oră fixă și la ceas acum e un spectacol, e o reclamă care rulează după ce a bătut orologiu. Și voiam să vă arăt că aici lângă, lasă să trec de oamenii ăștia, lângă ceas, este o cabină de telefon londoneză. Sunt 5 astfel de cabine pe lângă hotel și sunt originale. Cam așa arată înăuntru. Stați un pic. Au inclusiv un telefon care nu merge, dar aici scrie că încă păstrează adresele originale din locurile din care au fost aduse. Am avut o aventură cu autobuzul de la Londonier până la pavilionul de urși panda. Există un Giant Panda Pavilion aici în Macau. Și am zis să facem o scurtă pauză de la cazinouri și să ne plimbăm puțin, pentru că acele cazinouri putem să le vedem și seara. În schimb, pavilionul se închide la ora 5 după amiază și e deja 2:30. Și am ajuns aici după ce am plătit 6 patacas pentru autobuz. Dixie a plătit cu Macau Pass pe care l-am făcut zilele trecute. Și lui a luat doar 3 patacas pe cursa aceasta cu autobuzul. Se poate plăti și în dolari din Hong Kong și în patacas. Dacă ajungeți pe aici și aveți bani rămași din Hong Kong, puteți să-i folosiți fără grijă în Macau. Tariful este standard. La orice autobuz luați în Macau, este o cursă costă 6 dolari sau 6 patacas. Ei bine, pavilionul ăsta în care am ajuns noi acum, de urși panda, are intrare gratuită. Și este deschis de la 10 la ora 1 și de la ora 2 la ora 5. Și arată ca un parc imens. Și vreau să căutăm intrarea. Au urși panda din loc în loc. Se vede unul micuț aici. Am găsit pavilionul, am venit pe acea alee de acolo și pavilionul este fix aici. Are o grămadă de ursuleți panda în față. Sunt super entuziasmată. Au ursuleți panda și aici. Au ursuleți panda și pe aici. Aici este pavilionul de animale rare și mai trebuie să fie unul cu fluturași și libelule. Au Red Pandas, că Dixie voia să vadă Red Pandas, au Red Pandas aici. Mergem întâi să-i vedem pește. Au spații de joacă, care cred că în locuri sau altul ar trebui să comunice unele cu altele. Sunt micuțe, ceea ce nu mă încântă foarte tare. Dar cred că ursuleții sunt aici. Apa nu! Aici au altceva. Am crezut că sunt ursuleții, dar nu sunt ursuleții, au o maimuță. Gata, l-am văzut. E undeva aici, pe fereastră. Loc de șocă. Bă, da, se vede aici. Uite-l. Ce frumos e, dar nu se vede foarte bine că bate lumina. O să încerc să acopăr așa. Ăsta este pavilionul lui de afară. Mi se pare și normal să nu stea acolo înăuntru dacă poate să iasă afară la aer.
Îmi pare rău că nu se vede lumina foarte proastă la ora asta. Cam așa arată pavilionul de urșpan. Dau și aici informații despre ei, unde se povestește un pic. Aici, cred că sunt ursuleții. Asta este. Asta e ursuleții. Aici. E cu spatele la noi, nu ne bagăm seama momentan. Ia uitați. Doamne, ce frumos e. Aștept să fie mai mulți, dar este unul singur. Gata, plimbarea la pavilion. Am ținut așa, short and sweet, că sunt mai puține animale decât ne așteptam noi să fie, dar da, dacă tot e gratis, am avut ocazia să vedem un ursuleț panda și un red panda și niște flamingo și niște lemuri. E drăguț, mai ales pentru copii. Am merge mai departe, ne întoarcem la cazinouri. Ne-a lăsat autobuzul în fața de Parisian și o să urcăm pe scările astea rulante. O să trecem pe acest pod venețian și o să ajungem în partea cealaltă, la The Venetian. O să începem de acolo tura asta de cazinouri. Și aici în capăt au turnul care seamănă cu cel din piața, cred că se numește San Marco, din Veneția. Am ajuns în fața The Parisian, care are o arhitectură foarte intricată și foarte diferită față de celelalte cazinouri de până acum. Cred că la un moment dat au vrut să aibă apă aici. Au un brăduț aici în capătul ăsta, o piață și acolo unde e aglomerație foarte mare se intră în cazino. Așa arată interiorul din Venetian. Au cupole imense chiar aici la intrare și se aude apă curgând de la fântâna asta arteziană, presupun. Aici au timelab în partea asta, este o expoziție imersivă cum a fost cea la care am fost în Singapore. În partea asta este recepția hotelului și o să mergem în capăt, cred că spre casino și magazine. Nu sunteți pregătiți pentru chestia asta pe care am găsit-o. Într-un final am descoperit zona pe care o căutam din Venetian. Este la etajul 3 și o Veneție în miniatură. Literalmente o Veneție în miniatură. Au cerul ăsta fake, practic e pictat și are lumini care îl aprind. Și aici un canal cu gondolă și gondolierii sunt îmbrăcați exact ca cei din Veneția. Și de jur împrejur sunt magazine în căsuțe tradiționale venețiene. Gondolele astea sunt electrice, doar țin direcția. Este 145 de patacas. Plimbarea cu gondola de persoană. Da, nu știu ce să zic, pentru că dacă vii de dincolo de la London, deja aici e un fel de... Da, ce am observat e că aici au branduri mai accesibile. În partea asta e un Kate Spade, aici un Michael Kors. Sunt branduri așa de mid-end luxury. Au o zonă aici cu brăduți. În jos nu pot să filmez, că este cazinoul, dar voiam să vă arăt tavanul din zona asta, cât de frumos. E o frescă imensă. Și e la fel și pe partea aceasta, au acolo ceva ce seamănă cu o lojă de teatru, picturi peste tot și tot mall-ul are tematica asta așa venețian. Cred că o să ne mutăm spre Parisian, Le Parisian, în curând. Ne-am tot plimbat prin magazine și pe lângă magazine. Am obosit! A mai venit și mie fața. Am dormit destul de puțin și m-am trezit, ce să zic, cumva ciudat așa și nu m-am simțit un largul meu astăzi, dar ai, am lăsat-o pe ea să filmeze, apreciez. Mulțumesc! Am ajuns în piața San Marco, după cum se numește ea. E o altă zonă cu magazine, foarte mare etajul ăsta. Ne tot plimbăm de ceva timp și ne-am dat seama că am făcut aproape 7 km pe jos astăzi prin cazinouri. Și o domnișoară pe care nu-i interesează că noi filmăm. Se întâmplă foarte des aici, deja am început să ne obișnuim. Dar sunt foarte frumoase clădirile și ne uitam că s-ar putea să se întunece și pe cerul lor aici, atmosfera. Suntem curioși să vedem cum o să fie. Voiam să ne organizăm astfel încât să prindem ora 7:30 în fața cazinoului, pentru că este un show de lumini și muzică pe care vrem să vi-l arătăm. Trecem din Venetian, se merge direct până în Parisian și se schimbă foarte brusc peisajul, e mult mai luminos și mai elegant decât The Venetian. O să mergem spre food court, că suntem lichidiți, noi n-am mâncat nimic astăzi și este din nou ora 5:10. Pare că e o tematică a vieții noastre. Am ieșit pe terasa hotelului,
de la parizieni de aici. Suntem în fața turnului Eiffel, sau o replică a turnului Eiffel, mai bine zis. Are 160 de metri înălțime, turnul original are 330. Ieșirea pe care am ajuns noi pe terasă are forma aceea de la Moulin Rouge cu moarea de vânt, e foarte drăguță. Turnul acesta este aprins și biletul pe care l-am cumpărat noi ne oferă acces la etajul 37, sus în vârf de tot, unde au o platformă de observare care are priveliște panoramică, 360 de grade. Așteptăm să facă 7 și jumătate ca să prindem și spectacolul de lumini și să-l vedem de acolo de sus. Am ajuns sus, suntem la etajul 37, e superbă priveliștea de aici și am văzut semnele astea pe jos. Trebuie pusă camera de la telefon aici și prin ea se vede în jos turnul. Ce minunat! Deci mi se pare foarte tare, nu m-aș fi gândit la asta niciodată, e foarte șmecheră. Sperăm că v-a plăcut tare mult plimbarea noastră prin cazinouri, pentru că noi am fost super impresionați. Ne vedem în vlogul următor, nu uitați să ne dați follow și pe TikTok și pe Instagram, unde postăm mai des. V-am pupat, aveți grijă de voi, pa!